Salutare, suflet frumos! Eu sunt Cristian și în materialul de astăzi vom explora ora în oglindă 0110. Însă înainte de a dezvălui semnificația ei, am să împărtășesc cu tine ce sunt aceste ore în oglindă și importanța apariției lor în viața ta. Numerele sunt limbajul universului, iar orele în oglindă sunt sincronicități numerice trimise ca și semn sau îndrumare de către îngeri, Dumnezeu, Univers, în încercarea de a comunica cu tine pentru a-ți transmite un mesaj îndrumător asupra situațiilor din viața ta. Cu alte cuvinte, vorbim despre acele structuri energetice ale sufletului menite să ne deschidă ochiul spiritual sau ochiul conștiinței pentru a auzi mesajul divinității. Astfel de mesaje sau sincronicități pot apărea pe un ceas, pe ecranul computerului, al telefonului mobil, pe o chitanță sau pe numărul de casă sau de matriculare, iar acest fapt nu este o coincidență sau o pură întâmplare, ci o sincronicitate sau un mesaj codat pentru sufletul nostru. Majoritatea oamenilor identifică sincronicitatea ca pe coincidență, ceea ce îi face adeseori să piardă esența și semnificația adevărată a ceea ce trăiesc. La fiecare pas, în fiecare moment din viața ta, Dumnezeu este alături de tine. Te susține și îți călăuzește drumul, iar felul prin care comunică cu tine îl poți simți doar prin a fi atent la semnele și sincronicitățile ce apar în calea ta. Numerele sunt parte din limbajul universal și unul dintre nenumăratele moduri prin care sursa divină îți transmite mesaje și îndrumare. Aceste ore în oglindă servesc ca răspunsuri la întrebări pe care tu ți le pui și îți oferă îndrumarea de care ai nevoie pentru a putea lua cele mai bune decizii pentru tine și pentru a-ți putea trăi cu adevărat menirea pe acest pământ. Sper că știi deja că nimic nu este coincidență și că nimic nu apare în viața ta la întâmplare, că totul este conectat până la cel mai mic detaliu. Având asta în minte, înțelege că fiecare clipă, moment sau trăire este o sincronicitate, un semn trimis către tine ca tu să poți trăi viața la întregul ei potențial și împlinire. Sincronicitățile numerice de care ai parte în viața de zi cu zi ascund mesaje de îndrumare menite să te atenționeze sau să-ți confirme lucruri legate de circumstanțele, trăirile, emoțiile, situațiile sau persoanele predominante din viața ta. Atunci când te uiți la ceas, poți descoperi sincronicități ce apar în viața ta sub forma orelor oglindă, orelor triple sau orelor în oglindă. Acum hai să descoperim împreună ora în oglindă 0110. Această oră în oglindă ascunde mai multe interpretări, așa că adaptează și selectează ceea ce este semnificativ și relevant pentru viața ta. Este nevoie, deci, de intuiție și simț practic, deoarece numai cu ajutorul introspecției făcute cu discernământ și onestitate, vei putea pătrunde și decodifica mesajul specific adresat sufletului tău. 0110 poate apărea din mai multe motive. Ideea este că nimeni nu îți poate spune cu exactitate care este mesajul pentru tine. Desigur că un îndrumător sau un ghid poate să te inspire, așa cum îmi propun să o fac și eu, prin intermediul acestui material. Iar acest lucru poate fi de ajutor, însă interpretarea sau descifrarea mesajului nu poate fi făcută decât de cel căruia i-a fost destinat. În general, această oră în oglindă sugerează că ar trebui să ții cont de faptul că, în această formă fizică, ești construit din pozitiv și negativ, că ai punctele tale forte, dar și puncte slabe. Este foarte important să nu uiți că nu există numere bune sau rele și că numerele reprezintă doar o amprentă vibrațional-energetică, iar modul în care alegem să folosim aceste energii este strict responsabilitatea noastră. Dacă alegem să acționăm în conformitate cu aspectele pozitive, ne maturizăm, evoluăm și ne creștem nivelul de conștiință.
iar dacă acționăm în baza aspectelor negative, oprim fluxul de energie creatoare, provocându-ne suferință și amărăciune. Reține, deci, că experiențele de viață nu sunt predestinate, așa că asumarea responsabilității și libertății personale sunt imperios necesare. Această oră în oglindă este asociată îngerului Alameia, care înseamnă Dumnezeu ascuns și este al patrulea dintre cei 72 de îngeri păzitori regăsiți în tradiția cabalistică. Acest înger este considerat păzitorul celor care sunt născuți între 5 și 9 aprilie și simbolizează puterea ascunsă a lui Dumnezeu, care poate fi văzută și simțită peste tot. Așadar, este posibil ca ora în oglindă 0110 să apară în viața ta pentru a-ți revela ceva ascuns. Te poți aștepta la noi descoperiri sau pur și simplu vei privi totul într-o altă perspectivă ce nu ți-a fost accesibilă până acum. Atunci când vezi 0110, este un semn că schimbarea a avut loc în conștiință. Așadar, este timpul să fii atent și să te concentrezi pe intuiția ta, căci este foarte probabil să ai deja răspunsul la întrebările tale și fie că te afli într-o perioadă tulbure, ești pe val sau într-un moment de cotitură, nu-ți pierde credința și nu te lăsa sedus de aroganță, furie sau alte emoții joase, ci ai răbdare, căci noi lucruri ți se vor descoperi. Numărul 0110 poartă energia numerelor 0, 1, 11 și 2, ca o sumă a tuturor cifrelor. Energia și influența numărului 1 este amplificată, deoarece 0 tinde să dubleze influența altor numere. Un aspect foarte important de luat în calcul este prezența lui 0 la început și la final, de parcă l-ar îmbrățișa sau purta în brațe pe 11. Asta sugerează că atunci când recunoaștem și ne abandonăm în brațele vieții sau în brațele divinității, suntem protejați și călăuziți pentru a scoate la lumină cele mai originale idei sau acțiuni în folosul tuturor oamenilor. Într-adevăr, este posibil să începi transformări majore în viața ta, deoarece numărul 1 reprezintă punctul de plecare, o bază, un început, iar numărul 0 este un simbol al neantului sau al libertății complete de limitări și în același timp semnifică atât un început cât și un sfârșit. 0 este dincolo de spațiu și timp, dincolo de linearitate. 0 este simbolul lui Dumnezeu, cel de neconceput și dincolo de orice înțelegere. Este simbolul perfect al energiei primordiale, iar 11 este primul număr maestru dăruit sufletelor vechi aflate aici pentru a ajuta omenirea. Așadar, 11 este primul număr de sus, adică primul număr spiritual sau ceresc, la fel ca și celălalt număr maestru impar 33, pe când 22 este numărul de jos, pământesc sau fizic. Numerele de sus, fiind mai intuitive, paranormale, au o sensibilitate spirituală mai înaltă, iar numerele de jos sunt mai bine adaptate la viața materială sau fizică. Toate aceste numere sunt mult mai puternic încărcate energetic în comparație cu vibrația numerelor rădăcină corespondente formate dintr-o singură cifră. În cazul nostru, diferența între 2 și 11 este aceea că 11 preferă să se ridice pe cele două picioare ale sale și să preia conducerea, în loc să se subordoneze de bunăvoie și cu modestie, așa cum ar face un 2. 11 este de asemenea cunoscut ca maestrul mistic, trimis al lui Dumnezeu și învățător al oamenilor, pentru că prin natura lui caută să pătrundă și să scoată la lumină misterele vieții. 11 care nu a germinat sau care nu s-a desăvârșit, sau 11 lui
manifestat în mod negativ, îi lipsește latura pragmatică, deoarece nu este ancorat suficient pe lungimea de undă a chestiunilor materiale. Rădăcina lui 11 fiind 2, acesta, ca și în cazul lui 2, trebuie să învețe să aleagă între bine și rău, adică între cele două extremități ale vibrației. Tot așa, mai jos decât atât, sunt cei cu 11 destructiv sau hipernegativ, care în loc să înalți umanitatea, doresc să conducă și să o înrobească. Astfel de arhetipuri negative ale numărului 11 regăsim în liderii malefici precum Hitler, Saddam Hussein sau Mussolini. Așadar, revenind la 0110, gândește-te la 11 ca la un doi desăvârșit, care se ridică în două picioare în fața mulțimilor, fiind susținut și purtat în brațele divinității, simbolizat de 0. Pericolul este să nu dăm importanța lui 0 și să ne bazăm doar pe propriile forțe, caz în care rezultatele nu pot fi decât destructive. Acum că ai înțeles importanța acestor numere în viața ta, începe să te aliniezi cu energia lor pozitivă și să creezi scenariul cel mai pozitiv al vieții tale, aliniindu-te cu destinul tău. Îți mulțumesc că te-ai conectat cu mine și acest mesaj divin, iar dacă acest material ți-a trezit și mai mult interesul în a descoperi misterele vieții, m-aș bucura dacă îți arăți susținerea către acest canal prin a apăsa butonul de like și să te abonezi. Nu uita să ne lași un comentariu pentru a împărtăși cu noi gândurile, conștientizările și experiențele tale. Eu am fost Cristian, te îmbrățișez cu iubire, iar până data viitoare îți doresc zile pline de lumină și conștientizări.